Detașamentul format din 120 de militari a fost dislocat o jumătate de an în Polonia, în perioada martie-octombrie 2019, ca parte a grupului de luptă NATO condus de Statele Unite ale Americii. Acum s-au întors acasă, în formație completă și cu misiunea îndeplinită. Domnule Maior, la plutonul sprijin, în formație, un ofițer, 3 maestri militari, 9 subofițeri, 15 soldați gradați profesioniști, s-a efectuat apelul solemn. Nu sunt absenți. Mulțumesc camaraților mei și vă spun că a fost o onoare să conduc un asemenea detașament care și-a îndeplinit pe deplin sarcinile încredințate. Printre militari a fost și Mădălin Enache, ofițerul de relații publice al detașamentului pe timpul misiunii în Polonia, dar și tatăl său, care are o carieră militară de 33 de ani. Pentru ei este a doua misiune, prima fiind în 2017. A fost o misiune de pionierat pentru această armă și am avut multe provocări de întâmpinat acolo. În schimb, acum a doua oară lucrurile au fost mult mai ușoare pentru noi. Tacticile și procedurile NATO deja le-am implementat din prima rotație și acum numai le-am perfecționat. A fost o nouă provocare pentru mine și pot spune că am îndeplinit-o cu succes. E mai ușor când ai tatăl în dreapta? Da, e mai ușor. În prima misiune el era operator pe radar, eu eram la pluton, el practic îmi indica țintele, dar acum nu am mai avut legătură cu el, ca să zic așa. La ceremonia de repatriere au participat oficialități din cadrul Ministerului Apărării Naționale, reprezentanții administrației publice locale și familiile militarilor. Bun venit profesioniștilor din Batalionul 205 Apărarea Antiaeriană, care se întorc din misiunea îndeplinită cu succes Republica Polonă, sub egida NATO. Stimați militari, doresc să vă încredințez de întreaga noastră considerație. Sunt convins că și de această dată militarii creveni și-au demonstrat profesionalismul și capacitatea de a acționa la cele mai exigente standarde prin acțiuni întreprinse în cele 6 luni de misiune și respectiv cu rigoare regulile unei alianțe strategice.